În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, împreună slujitori, dreptmăritori creștini, am ascultat o pildă astăzi pe care biserica o numește a datornicului nemilostiv. O pildă care, pe de o parte, este foarte ușor de înțeles la suprafață, dar dacă citim cu atenție textul și dacă reflectăm un pic asupra lui, e cu totul de neînțeles. Cum poate un om căruia îi se iartă o datorie uriașă de 10.000 de talanți să nu fie în stare să ierte o datorie mică de 100 de dinari? Ca să facem o comparație și ca să înțelegem diferența de mărime, un dinar era plata unui muncitor într-o zi, în antichitate, iar 100 de dinari era plata unui satrap, a unui voievod, a unui mic rege local din acesta trimis al împăratului Romei. 100 de dinari. Iar un talent avea 6.000 de dinari. Ca greutate, pentru că acestea erau monede de argint sau valori în care se calculau în cantitate de argint, 100 de dinari însemnau cam 600 de grame de argint, iar 10.000 de talanți însemnau 34 de tone de argint. Și acum e firesc să ne întrebăm cum poate cineva care primește în dar această iertare a unei datorii atât de mari să nu fie în stare să ierte o datorie atât de mică. Și totuși, lucrul acesta se întâmplă și îl mai cunoaștem uneori și în viața noastră îl mai vedem. Nu la noi, la alții. Pentru că, de fapt, ceea ce se întâmplă este că înțelegem aceste diferențe când le privim cu un ochi rece, cu un ochi obiectiv, când nu suntem implicați. Pentru că, de fapt, ceea ce îl împiedică pe datornicul, pe primul datornic să ierte mai departe, este tocmai faptul că el era foarte implicat. Când el este chemat la ordin și pus să plătească datoria aceea uriașă, el se aruncă la picioarele omului împărat, așa îi spune Evanghelia, stăpânului care își cere dreptul, și spune Evanghelia acolo că se aruncă la picioarele lui și cu lacrimi cere să îl mai amâne că îi va plăti tot. Era foarte greu să plătești chiar tot. Dar mai este ceva. De fapt, omul acela n-avea strâns nimic. El nu-i propune împăratului: Doamne, îți dau acum o parte, mai îngăduie-mi restul. Pentru că el, de fapt, n-avea nimic. Și când lui se iartă, de fapt, el fizic, material, nu primește nimic. El nu simte că îi intră bani, că nu primește nimic. Dar când se întâlnește cu împreună slujitorul, sin dulos, zice textul grec, împreună robul, împreună slujbașul, care îi datorează lui niște bani, el știe că acei bani trebuie să intre lui în buzunar. Acei bani sunt ai lui, îi se cuvin. Și aici apare prima fractură logică. Când se gândește la ce datorează el altul, se pune în mișcare rugăciunea milei, cererea milei, îi cere milă: Doamne, îți cer mila ta. Când se întâlnește cu cel împreună slujitor, se pune în mișcare corectitudinea, dreptatea. Așa ne-am învoit. Trebuie să-mi dai banii ăia, dă-mi, dacă nu, legea spune că trebuie să te duci la închisoare până îmi voi lua averea mea, datoria mea înapoi. Nu era chiar o avere, o datorie. Așadar, este ceva în om
care îl împiedică să facă corelarea între cele două. Pe omul acesta, pe datornicul acesta din pildă, îl împiedică marea alipire pe care o avea față de bani. El nu concepe să piardă ceva. El nu concepe să lase ceva, să ierte ceva, să uite ceva. Nu mila este între atributele lui, ci avariția, dorința de a avea până la capăt tot ceea ce îi se cuvine. Și acum vă dau cel mai întâlnit exemplu din viața noastră. Această pildă se aplică în tot felul de ocazii, și la serviciu, și în familie, și între prieteni, dar cea mai întâlnită dintre toate, cea mai întâlnită ocazie, sună în felul următor. Părinte, nu mă respectă copiii. Dar, matale, cum te-ai înțeles cu părinții tăi? N-are treabă. Părinții mei n-au înțeles. Nu m-au înțeles. N-au fost acolo cu mine. Nu m-au sprijinit. N-au înțeles prin ce am trecut. Ei n-au înțeles. Dar copiii mei să nu mă respecte. Și nu-și dau oamenii seama de legătura dintre cele două. Și al doilea exemplu, un pic mai dureros, părinte, n-are nici 20 de ani și a plecat de acasă cu un băiat. Dar matale, la cât ai căsătorit? La 18. Și nu-și dă omul seama, când este acolo, nu-și dă seama de ce se întâmplă. Noi din exterior vedem, înțelegem, vedem asta și la prieteni și la cunoscuți. Ați auzit acest discurs, vă este cunoscut și dumneavoastră, pentru că l-ați auzit la alții. Și la alții îl înțelegem și ni se pare logic. Dar Evanghelia de astăzi nu logica vrea să o pună în față. Evanghelia de astăzi nici măcar nu ne atrage atenția asupra faptului acesta că, domnule, ăsta e primul nostru gând când ascultăm această Evanghelie și auzim finalul pe care Mântuitorul Hristos îl spune despre Tatăl meu, care la fel va face celor care nu iartă. Primul nostru gând este să încheiem această explicație a Evangheliei gândind că Dumnezeu ne-a dat mult și noi trebuie să dăm mult. Dumnezeu ne iartă nouă mult și noi trebuie să iertăm mult. Și aici s-a încheiat. Și n-am înțeles nimic, pentru că de fapt noi rămânem în aceeași logica noastră de dinainte. Noi nu ne schimbăm, pentru că noi avem impresia că au fost ocazii în care noi am iertat așa cum Dumnezeu ne-a iertat nouă. Pe oricare om din lumea asta îl întrebi, el este un om bun. El n-a vrut să facă răul, el a iertat, el a fost milostiv. Oricât de dificil ar fi omul acela în viața de zi cu zi. Pentru că nu face legătura întotdeauna între cele două lucruri, ce i s-a întâmplat lui și ce este el dator să facă mai departe. Și atunci, ce vrea să ne transmită de fapt această Evanghelie? Această Evanghelie vrea să ne scoată pe noi din logica dreptății. Pentru că dacă noi urmăm dreptatea, ne ducem în iad pentru greșelile noastre și îi trimitem în iad pe cei care ne-au greșit nouă. Altă variantă nu există. Pentru că Vechiul Testament este foarte clar. Plata păcatului este moartea. Și noi am păcătuit și față de Dumnezeu, și față de semeni, și față de apropiații noștri din familie, și față de noi înșine. Toți am păcătuit și suntem vrednici de moarte și punct. Lucrurile se încheie aici. Este legea lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu care trebuie să se împlinească. Și suntem vrednici de moarte și toată discuția s-a încheiat aici. Dar Evanghelia de astăzi și Mântuitorul Hristos, prin această revoluție a cuvântului său pe care îl aduce în lume, aici e cheia, să ne scoată pe noi din această logică
strictă, formală, legalistă, a dreptății și a păcatului. Și să ne dea nouă altă lege, altă regulă, altă rânduială pe care să o urmăm, care-i rânduiala milei. Noi trebuie să avem milă și să iertăm întotdeauna pe toată lumea, în orice condiții, oricând, oricum. Pentru că Evanghelia de astăzi vine după două versete, când Sfântul Apostol Petru îl întreabă pe Mântuitorul Hristos, convins fiind că îi spune un lucru bun: Doamne, zice, oare eu trebuie să iert fratelui meu până la de 7 ori într-o zi? 7 fiind numărul acesta al desăvârșirii, al plinătății. 7 era în Biblie numărul lui Dumnezeu. Deci să iert dumnezeiește. Petru credea că dacă iartă de 7 ori, a iertat dumnezeiește. Este la nivelul lui Dumnezeu. Și Mântuitorul ce îi spune? Nu de 7 ori, ci de 70 de ori câte 7. Stai tu și numără cât înseamnă de 70 de ori câte 7 și iartă de atâtea ori într-o zi. Adică să ierți fără număr. Ceea ce dă Dumnezeu, ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu fiecăruia, este de neprețuit. Începând de la sufletul nostru, până la o poezie pe care am auzit-o odată și ne-a mișcat inima, până la un cântec, o melodie, un acord, până la scâncetul unui copil, până la privirea plină de dragoste a cuiva care ne stă alături. Toate astea sunt, de fapt, de neprețuit și le-am primit. Și noi nu suntem în stare să iertăm 100 de dinari. S-a uitat urât, mi-a răspuns, nu mă respectă, n-are grijă de mine, nu-și face timp să mă sune, n-are timp și pentru mine, e nerecunoscător. Și cu toate acestea, cu toate aceste observații la un loc, nu facem altceva decât să ne încărcăm propriul nostru suflet. Să ne încărcăm, să ni se pară că ziua noastră este mai cenușie, că soarele care strălucește pe cer strălucește prea tare. Tot timpul găsim motive să cârtim, să fim nemulțumiți, să cerem de la ceilalți mai mult. Și niciodată nu suntem în stare să ne asumăm cu adevărat marile noastre păcate. Să spunem: Doamne, pentru păcatul acela al meu nu eram vrednic nici să văd ziua de mâine, da, păi să primesc bucuria zilei de azi. Aceasta este schimbarea către care ne cheamă Hristos. Rânduiala milei. Aceasta e rânduiala cea adevărată. Mintea noastră, înșelarea aceasta, este un scriitor contemporan cu noi, C.S. Lewis, care explică foarte clar că înșelarea aceasta a legii, a dreptății, e o înșelare care vine de la diavolul. Hristos niciodată Hristos n-a cerut să fim corecți, să fim drepți. De 2 ori a cerut Hristos să fim atenți. De 2 ori. Dar n-avea niciodată treabă cu aproapele. Niciodată n-avea de-a face cu un apropiat al nostru. Hristos de 2 ori a cerut să fim drepți. Odată când a cerut un ban și a zis: dați cezarului ce e al cezarului și lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu. Și a doua oară când le-a atras atenția ucenicilor: nu dați mărgăritare porcilor. Dar în schimb același Dumnezeu s-a rugat pentru cei care îl batjocoreau și îl răstigneau și îl scuipau și îi dădeau oțet în loc de apă
și îl împungeau cu sulița și râdeau de el și îi puneau cunună de spinz pe cap. Pentru ei s-a rugat și i-a zis tatălui: iartă-i că nu știu ce fac. Când am avut noi tăria să primim o vorbă grea și să ne gândim în adâncul sufletului nostru: Doamne, e mic, e încă tânăr, nici nu știe ce zice, hai să-l iertăm. Credeți-mă că atunci suntem prietenii lui Dumnezeu. Atunci putem să folosim pluralul acesta, să fim împreună cu Dumnezeu când spunem: Doamne, hai să-l iertăm. De câte ori am fost în stare în viața noastră să spunem: Doamne, hai să-l iertăm? Nu merită să ne supărăm pe el, nici eu, și nici nu merită să-l pedepsești tu, Doamne. Faceți-vă în acest fel prieteni ai lui Dumnezeu. Dacă Mântuitorul Hristos ne-a poruncit să iertăm, iertați dumneavoastră în locul lui Hristos și faceți-vi-l pe Hristos dator către dumneavoastră. Câștigați-vă această bogăție în ceruri. Puneți-l pe Hristos la încercare. Dacă noi iertăm, să ne ierte și El nouă. Forțați-l pe Dumnezeu prin acest gând al dumneavoastră. Dar în același timp fiți treji întotdeauna și dați-vă seama de câte ori pe zi de fapt nu iertăm. De câte ori pe zi nu se întâmplă să răspundem repezit, să ne uităm urât, să avem inima îndoită când ne întâlnim cu cineva. Spuneau Sfinții Părinți că păcatul are mai multe părți, are mai multe urmări, și închei cu asta. Prima urmare este asupra noastră. Când facem un păcat, în primul rând ne urățim pe noi, în primul rând ne încărcăm noi conștiința și sufletul. În al doilea rând, păcatul se răsfrânge asupra celui mai apropiat om de lângă noi. Pentru că noi nu mai suntem cum eram cu un minut înainte de a păcătui. Noi nu mai suntem la fel de deschiși, la fel de binevoitori, la fel de liniștiți, la fel de împăcați. Și atunci primul care suferă este cel mai apropiat de lângă noi, deși păcatul n-are treabă cu el. Suntem ursuzi în familiile noastre, suntem absenți, nu ne dăm seama când trece timpul, uităm lucruri pe care ar trebui să le facem, cu care suntem datori în viața de zi cu zi. În al treilea rând, păcatul rupe legătura noastră cu Dumnezeu. Mai sălășluiește Hristos în inimile noastre. Noi, cei care am venit, ne-am spovedit și ne-am împărtășit. Dacă atunci când plecăm de la taina împărtășaniei, îl și judecăm pe primul om care ne este în față și îl scoatem din inima noastră, nu ne scoate și Hristos de la el. Și în al patrulea rând, păcătuim față de întreaga lume, pentru că adăugăm un păcat la greaua moștenire, la greaua povară de păcat pe care trebuie să o poarte această lume. Dar noi nu vedem lucrurile așa. Noi știm că mi-a greșit mie și gata, trebuie să-i plătesc sau trebuie să-mi plătească. A făcut ceva, trebuie să-i răsplătesc cu aceeași monedă. Mi-a greșit cu ceva și eu caut pe undeva dacă pot să-i greșesc, dar oricum prieteni nu mai suntem. Pe când Mântuitorul Hristos, cu un singur cuvânt, i-a spus tâlharului de pe cruce: astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru un singur cuvânt al aceluia. Și să luăm aminte că Hristos n-a zis niciodată
dar niciodată. Așteaptă-L pe Cel care ți-a greșit să vină, să recunoască, să-și ceară iertare și abia atunci poți să-L ierți. Asta iarăși e o rânduială care nu e a lui Hristos. Nu mă întrebați de unde vine, dar a lui Hristos nu este. Nu trebuie să-L așteptăm întâi pe celălalt să se întoarcă, ci pe El care este în păcat, care este în greșeală, ar trebui să-L biruim noi cu bunătatea noastră, cu dragostea noastră, cu deschiderea noastră, cu grija noastră față de El. Și dacă am avea grijă unii față de alții, dacă am avea respect unii față de alții, ușor, ușor am putea să avem și dragoste. Și ușor, ușor, urcând treaptă după treaptă, am ajunge până acolo încât chiar să-i iubim și pe vrăjmașii noștri. Dar totul începe cu această schimbare, cu faptul acesta că trebuie să primim în viața noastră o nouă rânduială care este rânduiala milei. Să nu uităm că multe am greșit și pentru multe trebuie noi să primim iertare de la Dumnezeu, precum și noi iertăm greșiților noștri. Amin.